Un medic din Iași demască exagerările și mistificările din perioada pandemiei declarate de Organizația Mondială a Sănătății. Răzvan Constantinescu spune că autoritățile din România au acționat ca la un ordin, exagerând importanța unei boli infecțioase asemănătoare gripei. El consideră starea de urgență ca ilegală, în lipsa declarării oficiale a epidemiei. Constantinescu spune că autoritățile au împins medicii să comită fals în acte ca să rotunjească bilanțul COVID și că alți bolnavi au suferit în lipsa accesului la tratamente și spitalizare. Doctorul Constantinescu din Iași este printre puținii medici români care au criticat public și dur restricțiile exagerate impuse pentru combaterea COVID-19. Într-o discuție cu activistul și filozoful Pompiliu Diplan, medicul arată cum au apărut dubile sale, odată cu știrile despre oameni care cădeau secerați de virus în China. M-am gândit la aparatul de manipulare al unui sistem totalitar cum este în China. Că au ei nevoie pentru a speria cetățenii să stea în casă, exagerează gravitatea. Dar după aceea am văzut că aceste lucruri au fost preluate și în lumea, așa zis, liberă. Aceste elemente se constituie ca într-un fel de o psihoză în masă. Exact. Ea este întreținută și amplificată cu bună știință de mass media. Ori noi vedem la aceste dezbateri doar dintr-o singură parte. Aceea a fricii și a exagerării unei infecții aproape banale. Singurul lucru care o diferențiază este contagiozitatea mai mare, care poate să fie un avantaj în sensul că răspândirea în populație și crearea imunității de turmă se instalează mai repede decât în alte cazuri. Ca mulți dintre noi, doctorul Constantinescu și-a pus problema dacă oamenii mor din cauza COVID sau cu COVID. Concluzia este că autoritățile au urmat irațional indicațiile Organizației Mondiale a Sănătății. Astfel încât și autoritățile noastre sanitare mai au primit indicații ferme de a raporta toate decesele care au suspiciune, nici măcar confirmat prin test. Da, sunt numeroase care sau n-a mai apucat să vină rezultatul că a murit pacientul, sau a venit negativ, nu contează, a fost testat, punem COVID. În cazul în care om totuși ar avea dreptate și prezumăm treaba asta, eu aș fi culpabil din toate punctele de vedere. Astfel încât eu nu cred că principalii vinovați sunt șefii guvernelor, să zicem, ci aceste organizații transstatale sau internaționale, care sunt infestate cu propagandă și care pot fi cumpărate pentru că ele sunt sponsorizate de diverse structuri. Iată, ieri Trump a anunțat că nu numai că reduce drastic, ci s-a retras complet din Organizația Mondială a Sănătății. Decisivă pentru numărarea cazurilor de COVID-19 este decontarea cheltuielilor făcute de spitale către Casa de Asigurări de Sănătate. Casa nu mai decontează cazurile rezolvate, ci plătește o sumă echivalentă cu media istorică a lunilor de dinaintea pandemiei. Astfel sunt deturnați banii asiguraților către asimptomatici internați abuziv, care folosesc utilități și spațiu, în vreme ce bolnavii care chiar au nevoie de spitalizare sunt refuzați. Sunt afecțiuni care nu cheltuie nimic, cum ar fi steatoza hepatică, infecția urinară, dar care cresc acel index de complexitate al cazului, astfel încât tu, dacă treci și steatoza hepatică, nu te costă nimic. Și dumneavoastră aveți și eu un grad de steatoză. Nu-i minciuna asta. Deodată îți crește gradul de decontare. Pe acest sistem de codificare sunt bazate acele bonusuri pentru COVID. Și atunci noi ne-am obișnuit de-a lungul anilor să introducem, să învățăm cum facem, ce grupă de afecțiuni, fără să mințim, să adăugăm pentru ca spitalul să beneficieze de o decontare superioară din partea casei de asigurări. Și atunci casa de asigurări plătește în fiecare lună spitalului o medie istorică a decontărilor din lunile ante-pandemie. Și atunci spitalul acum răsuflă, cheltuie puțin, primește mulți bani degeaba și este un avantaj.
În urmă cu câțiva ani, medicii declarau stopul cardiorespirator drept cauză principală a morții, indiferent de suferința bolnavului. Apariția COVID-19 a denaturat procedura de completare a certificatului medical de constatare a decesului. Răzvan Constantinescu explică modul în care medicii produc raportări false dictate prin protocoalele OMS preluate de autorități. Și acum eu trebuie să-i fac certificatul de deces. Nu am voie să pun COVID-19. Pentru că este o afecțiune care nu ține de specialitatea mea. Cu alte cuvinte, iată un exemplu de subraportare. Spunem, omul avea COVID, aia i-a agravat lui insuficiența hepatică și poate fi trecut măcar ca un factor important al decesului. Nu pot pune, pentru că eu sunt clinică de gastroenterologie. Dar această istorie așa fantastică, este foarte improbabil să se întâmple. Marea majoritate se transferă acolo. Ei, acolo ce să vedeți, indiferent ce au, toți capătă eticheta COVID. Și atunci am pus mâna pe telefon și am întrebat și eu colegii de la infecție. Păi voi cum codificați? Cum scrieți în foile de observații? Cum scrieți în certificat de deces? Și mi-au spus așa, conform protocolului specific, așa se cheamă, din 3 martie 2020, au primit indicații, indiferent de comorbidități, indiferent de mecanismul în care s-a produs boala, să fie trecuți, raportați drept morți de COVID-19. Și acum a venit întrebarea decisivă, aici am vrut să ajung. Până acum voi scriați gripă sau scriați erizipel când unul cu cancer murea? Nu. Era o prostie, într-adevăr, o prostie. Păi și acum de ce scrieți? Ce are COVID în plus? De ce virusul ăsta e mai cu moți? Pe ăsta acum îl pun? Pentru că am primit ordin de la OMS. Iată cum se produce mistificarea raportărilor în toată țara, numai în țară și peste tot. Și în state unite la fel. Medicul din Iași regretă atitudinea unora dintre colegii care au participat la mistificarea rezultatelor epidemiei, care n-a fost niciodată declarată. Ăsta este actul care oficializează pe parcursul minciunii deja născute, da, instigarea medicilor din România la a face fals în acte publice. Așa ceva este inacceptat. Și corpul medical a fost mituit la fel cum a fost mituită presa, în sensul că s-au primit bonificații. Și acum săracii și-au dat seama, vă dați seama, noi am o stare de urgență în România, fără ca epidemia să fi fost declarată printr-un act oficial. Din păcate, vocea medicilor din România a amuțit în toată perioada restricțiilor dictate abuziv de autorități. Cum e posibil 2 luni de epidemie, colegiul medicului nu are nici o opinie, nici o poziție, absolut nimic, zero. Doctorul Constantinescu subliniază că medicii rebeli sau alți opozanți ai doctrinei oficiale privind COVID-19 au motive să se teamă atât de sancțiunile autorităților, cât și de stigmatizarea publică. Unul dintre cele mai frecvente calificative este cel de filorus, om aflat în solda Rusiei. Dacă îmi găsești într-un cont o sumă ciudată, transferată de la banca Moscovei sau... Ar putea fi, dar așa, doar pentru că am altă părere. Și vedem, bun, să spunem ca și pro-rus. Și ce, argumentele mele sunt mai puțin valabile? Stigmatizarea publică îi vizează pe cei care se opun exagerării importanței COVID-19, dar și vaccinării obligatorii. Medicul din Iași consideră aproape imposibilă găsirea unui vaccin eficient pentru un virus foarte schimbător. Și atunci degeaba i-am creat eu anticorpi, dacă ăia sunt incompetenți din cauza versatilității ca un terorist care umblă cu mai multe pașapoarte, și atunci eu îi știu doar un pașaport, anticorpul ăla pentru care am făcut eu vaccinul, dar el circulă cu celălalt. Păi vreți să spuneți că atunci toată narațiunea obligativității acestui vaccin e bazată pe minciună? Nu, dar nu o să avem vaccin niciodată la asta. Este un mare inventat, un mare specialist român. Acum numele nu mai e Vergică Gălușcan, este Virgil Păunescu. Și el a anunțat cam la vreo 2 zile după ce a intrat virusul pe la graniță, o, are vaccin, nu problem. Mă, e o chestie de câteva zile, nu de vaccin. Sunt farsuri.
nu ar trebui într-o țară normală să existe asemenea declarații publice. Îl fac, să chinuie japonezii, să chinuie americanii, investesc și vine Vergică de la Timișoara cu virusul în buzunar, cu vaccinul în buzunar. Răzvan Constantinescu consideră utile doar câteva vaccinuri, dar spune că este împotriva vaccinării obligatorii interzisă de mai multe tratate internaționale semnate de România. Eu consider vaccinurile ca fiind ceva benefic, că au salvat milioane de vieți în istorie. Dar câteva, nu orice prostii, sunt poliomielita, lucruri grave care dacă nu poți să riști, aia te termină. Poliomielita, difteria, hai rujeo, tetanosul și gata, atât. Uite, eu pro-vaccinist, dar sunt total anti-vaccinare obligatorie. Eu nu sunt vaccinat pentru hepatita B, deși lucrez în clinică de profil, am tratat peste 1000 de cazuri, am făcut peste 800 de puncții hepatice, adică manevre sângerânde, mi-am pus mănuși frumos, cum să mă infectez? De aici vor. Vor ca guvernul, care o fi ăla, în 2025, în 2085, să hotărască el atunci care e schema națională de vaccinare. Și să-mi bage toate prostiile. Rubeolă la băieți, ceea ce e absurd să vaccinezi băieții pentru rubeolă. Gripă, SARS-uri din astea, ce ori mai inventa? Că vorba aceea, nu vă puteți voi vaccina, câte virusuri putem noi crea? În speranța vaccinului, așa zis salvator, izolarea impusă de autorități și blocarea spitalelor cu infectații cu COVID-19 i-a împiedicat pe medici să-și trateze corect pacienții cu alte afecțiuni grave, ceea ce a deteriorat starea acestora. Am stat permanent pe telefon în aceste săptămâni cu pacienți care și plângeau unii la telefon. Eu nu aveam nicio posibilitate să-i pot examina, să le pot schimba schema terapeutică anterioară, decât dacă veneau cu sirena, cu salvarea. Altfel nu se putea pătrunde în prima perioadă. Și ei se temeau, normal. Auzit, la gâdea, la ăștia, e virus, ne omoară, noi avem comorbidități, ciroză, nu-i de glumit. Și eu atunci trebuia să le fac psihoterapie prin telefon, să risc modificarea ale schemelor terapeutice ale lor, care oricum de la distanță au un grad de risc. Și eu am suferit pentru acești oameni din cauza psihopaților ăstora de la guvern. Responsabilii pentru restricțiile care, sub pretextul COVID-19, au afectat viața altor bolnavi sau oameni sănătoși, ar trebui anchetați și judecați, inclusiv pentru achizițiile de aparatură inutilă. Începând cu cei care au luat anumite decizii fără să aibă suport legal, cu cei care au exagerat în cunoștință de cauză și intenționat, cu cei care au instigat la falsul în acte publice, cu cei care au instigat la răspândirea de zvonuri false care pot crea efecte nocive, și mai ales cu cei care au făcut achiziții în această perioadă la prețuri incredibil de mari. Dar nu numai asta, că masca în loc să coste 10 cenți, costă 1 euro sau că se spune, măștele sunt neapărat necesare. Și avem nevoie de multe, le cumpărăm, nu avem ce face, producătorul a crescut prețul. Dar au cumpărat materiale total inutile, cum ar fi 2700 de aparate Holter. Asta ce este? De exemplu, pentru inimă. Se monitorizează fără ca noi purtăm aparatul și el înregistrează timp de 24 de ore dacă au fost înregistrate modificări ale activității cardiace. Pentru ce să întrebească așa ceva în pandemie? Unul dintre atentatele la drepturile pacientului și cetățeanului este internarea așa numiților asimptomatici. Această sintagmă este o invenție care desemnează de fapt purtători sănătoși de virus. Asta multă lume nu știe. În România, eu de exemplu, dacă am un pacient cu ulcer, da, și e grav și eu vreau să-l tratez, de el îmi spune, nu, eu plec acasă. Nu am voie să-l oblig. Okay. Numai câteva cazuri de psihiatrie îi legăm.
sunt sub incidență. În rest, orice pacient poate și semnează. Am refuzat ca să mă acopăr eu. Am insistat. Nu, l-am trimis eu acasă și a murit. El a vrut. Cum se internează forța? Cum există așa ceva? Existau, de exemplu, infecții urinare, bacteriurii asimptomatice. Mă vin acum un exemplu. Deci exista, nu, dar nu exista ca grupă distinctă de pacienți. Era o exprimare mai mult sau mai puțin poetică, să zicem așa. Și ce arăta? Că omul nu are simptome. Purtarea măștii este o altă figură impusă de autorități fără discernământ. Deși protecția este relativă și controversată, masca a devenit un obicei excesiv, practicat și atunci când nu este obligatoriu. Pe stradă sunt nicio formă, n-ai niciun motiv să poți. În interior este doar aspectul psihologic, în sensul că ceilalți se simt că dacă tu ești infectat, nu o să le dai purând mască. Nu. Dar dacă stau la 2 metri, adică într-o sală cu birouri din 1,5 metri, 1,5 metri, nu este nevoie de nicio mască. Pentru că altfel ar trebui să inventeze adeverințe speciale de la medicul de familie, astfel încât un cetățean, dacă nu poartă mască, să aibă adeverință. Da, ce mă încălzește pe mine dacă stați la 30 cm și mă infectați? Eu aș vrea, dar zic mentalitatea. Că aveți alergie. Ai alergie, nu pui mască, stai acasă. Te excludem din societate. Răzvan Constantinescu deplânge soarta colegilor săi ridicați acum la statutul de eroi ai pandemiei. El spune că unii medici refuză să vorbească și din cauza legăturilor pe care le au cu industria farma sau a vinovățiilor reale sau inventate care li se pot imputa. Cu alte cuvinte, am avut o clasă medicală, zicem, coruptă, dar iată, unii dintre ei sunt totuși eroi în linia întâi. Da, e un fel de presiune colectivistă. După care va urma, după eroi, ridicarea statuilor pentru medici, va urma în mod cert iarăși epoca cătușelor. Sunt sigur de asta. Și o să vadă colegi de-ai mei că politica struțului și a tăcerii vinovate nu îi apără de vitregiile magistraților. Noi, în România și oriunde, noi nu avem nevoie de specialiști, noi avem nevoie de caractere. Dacă unul este specialist, dar nu are caracter, ăla face dezastru. Comparativ cu restul lumii, România pare să fie țara unde lucrurile se dezgheață cel mai greu. Economia repornește cu picătura, iar drepturile cetățenilor rămân ultima grijă a celor preocupați de promovarea unui virus devenit vedetă mediatică și asasin universal.